Bună ziua, bine ați venit la o ediție specială Press Alert Live. Invitatul de astăzi este președintele României, domnul Trean Băsescu. Bună ziua, bine ați venit, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Domnule președinte, ați făcut o declarație extrem de importantă în urmă cu câteva ore din punctul meu de vedere. Ați spus așa, citez, nu vreau ca cele două mandate ale mele să se întoarcă împotriva mea. Și vă referindu-vă la cele două. referindu-vă la instituțiile statului, nu sunt dispus să fiu o victimă ale, ale, ale celor două mandate ale mele. Nu, dar nu mă. Și statul la... român a coborât prea jos limita până la care au coborât în legătură cu oamenii politici, prioritățile și unde sunt nu. oamenii stați, politici. Stați, 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 stați că n-am uh, întâlnit încă această interpretare. Uh... Și nu-mi dau seama în ce context. E un context. Uh, acolo. Era declarația pe care ați făcut-o astăzi la Adam müller gutenbrun referindu-vă referindu la reforma uh, care ar trebui să continue și la întărirea statului. A spus, am citit în două locuri, faptul că. Nu, 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 nu. Mă, Aveți o înregistrare? Da, nu sunt dispus la o... să fiu o victimă referindu-vă la mandatele dumneavoastră ca președinte și referindu-vă la ce va urma. Nu, 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 nu. nu, N-ați înțeles sensul. Vă rog să, să fiu îmi O victimă, adică să accept că mandatele mele nu s-a întâmplat nimic. Am înțeles. Să se spună în timpul mandatelor președintelor. Băsescu, țara e la fel, ba chiar mai rău. Și eu vin și uh, fac demonstrația clară că țara nu mai este aceeași din 2004. Când am devenit eu președinte, și nu voi accepta ca cineva să spună, ah, a fost două mandate, n-a făcut nimic. Și o să vă dau câteva exemple, exact ca să vă arăt de ce nu accept să fiu uh, considerat uh, sau să mă autovictimizez spunând, ah, nu s a, nu s-a făcut mare lucru. S-au făcut enorm de multe lucruri. În primul rând, România a intrat în Uniunea Europeană în 2007, lăsată în 2004 cu o carte de precondiții pe care trebuia să le îndeplinească după finalizarea negocierilor. E un lucru extrem de important, intrarea în Uniunea Europeană. În al doilea rând, aduceți-vă aminte unde era justiția. Justiția era la stadiul la care premierul îi trimitea președintelui un bilet în care spunea, dragă Traian, te rog rezolvă la parchetul general problema dosarului prietenului meu, Patriciu. da. Iar astăzi justiția este la faza la care arestează și condamnă miniștrii, judecă parlamentari și condamnă, judecă, anchetează, judecă și condamnă președinți de Consilii și, chiar fost, și chiar un fost premier. Da, mă rog, e o, e o realitate. Chiar un fost premier. Justiția are patru noi coduri moderne. Aveam codul comercial din timpul lui Cuza și codul penal din 1954 până la mandatul meu. Avem o nouă lege a educației, avem o nouă lege a dialogului social, avem un cod al muncii care a liberalizat piața forței de muncă, avem o nouă lege a pensiilor. Degeaba spune Ponta, v-am mărit pensiile. Apropo de Ponta, aș vrea... Numai o clipă. Da. Uh, uh, măririle astea pe care le dă sunt în baza legii pensiilor din timpul lui Boc. Nu mai vorbim de noua a legea salarizării, care acum împinge, pentru că trebuie să ajungă la raportul 1 la 5, cel mai mic salariu, deci cel mai mic salariu 1, cel mai mare salariu doar de 5 ori și nu de 50 de ori cum avem acum. Această lege împinge în salariu minim. A fost 800, s-a făcut 850, urmează să facă 900 salariu minim. Vă dau doar câteva exemple, sunt mult mai multe. Și vă mai dau un element. România nu e aceeași, este cu 10.000 de kilometri pătrați mai mare decât cum am luat-o eu. Referi... Suprafața din Marea Neagră pe care am recuperat-o în procesul da. cu Ucraina. Și apropo, acolo și gaze apropo, și petrol. Apropo, apropo de Victor Ponta la mitingurile. Domniei sale, unde participă și unde, mă rog, se spune, i se cere să candideze, la un moment dat se strigă ca pe stadion Băsescu la brutărie. Eu stau. Nu, nu, nu. El spune la brutărie, e, dar da. din stadion se, se spune, spune la, la, pușcărie. la pușcărie. Domnule președinte, vă da. spun o întrebare extrem de directă. Da. știu că aveți răspunsuri extrem de directe. Da. Vă este teamă sau v-ați gândit că după ce veți încheia cel de-al doilea mandat de președinte, ați putea avea sub o formă sau alta. Soarta lui Adrian Stase, fostul premier, Exclus. pentru că au fost, știți că au fost discuții nenumărate, că sunt Dumnezeu. plângeri penale asta care așteaptă ai, ca dumneavoastră să terminați mandatul. Asta și e mandat. sub bolșevicilor. Hai să vă explic și cum e cu prescripția asta: că ea nu funcționează pentru orice. Și pentru fraude, prescripția nu funcționează. Dacă ar fost fraude, uh, uh, el ar fi fost anchetat în timp util. Uh, spre exemplu, în uh, 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 celebrul dosar Flota, păi toți cei 108 acuzați au fost achitați. Deci, uh, asta, povești e uh, tipul de propaganda al anilor 50 pe care PSD-ul menține pentru că ei sunt urmașii Partidului Comunist. Și în mentalitate. Și în modul de a trata problemele de dezvoltare. Domnule președinte, când ați făcut acel guvern, și aici o să ajungem și la Ilie Sârbu, da. când practic înțelegerea din ce a ieșit public a fost în spate, în prima fază făcută de dumneavoastră cu Ilie Sârbu sau și cu Ilie Sârbu, PSD-ul nu era acel, același partid bolșevic? Ba da, numai că nu avea puterea. Era în guvern, dar nu avea puterea. Puterea era la PDL, era la prim-ministru PDL și nu la ei, era la Emil Boc ori când n-ai prim-ministru, execuți sau, dacă nu, ieși afară. Ceea ce s-a și întâmplat cu PSD-ul. Când au încercat să se joace de a dosarele ca pe vremea lui Adrian Măstase, utilizând, vă aduceți aminte, celebrele declarații ale lui Vanghele, cum luăm dosarele de la DigiPi și, în acel moment, toți au înțeles că acest partid nu este un partid cu care poți să guvernezi și au fost aruncați afară din guvernare ca o măsea stricată. A, aș avea Acum o... însă au venit prin votul popular, au câștigat alegerile cu la urmă, 70%. la votul popular este sfânt într-o democrație. Este deasupra oricărui drept de a-l infirma prin aranjamente. Apropo de votul popular, știți că a fost o mare dezbatere și este în continuare cu acel vot de la referendum. Da. Și mulți spun că nu ați mai avea legitimitate ca președinte, chiar dacă, hai să spunem, de iure nu ați fost demis, de fapt, o practic bă, poporul v-a dat un jos ușu. Vă simțiți cumva, nu știu, mai, mai puțin președinte când auziți astfel de declarații sau după ce ați văzut acel vot de la referendum? Mă vedeți pe mine complexat de funcția de președinte? Nu. Păi dacă, spre exemplu, nu știu dacă v-ați uitat în ultimul uh, sondaj din Franța. François Hollande a coborât sub 10% încredere. Iar regula democrației spune așa. Un președinte trebuie să fie ales cu 50% plus un vot, dar nu are cum să-și mențină popularitatea de peste 50% în timpul celor 5 ani, mai ales într-o perioadă de criză. Dar Constituția îl așează în funcție pentru 5 ani. Nimeni nu poate interveni pe termenul de mandat al unui președinte într-un stat democratic. Păi imaginați-vă ce ar fi în Franța dacă s-ar găsi un Antonescu și un Ponta și două partide dezorientate cu privire la democrație. Mă, ar trebui să-l suspende pe Holand, că acum un an jumătate avea 50% și după un an jumătate a ajuns sub 10% la încredere. Nu funcționează așa democrația. Mandatele constituționale se respectă. Sigur, un președinte care și-a pierdut. Total încrederea își devine de nerecuperat, nu mai poate obține un mandat următor. Eu am avut însă capacitatea și încrederea românilor să obțin două mandate consecutive. Nu eu am adus criza, ea a venit peste da. noi și, și a trebuit și să nici acționăm. Nu, și nici bănuiesc că al treilea mandat nu este luat în calcul. A fost o discuție publică și nu cred că ați lămurit. Știți că a fost o discuție pe televiziuni, că Băsescu. Ați înțeles dumneavoastră cumva din ce v-am spus eu? că mă gândesc la al treilea nu, mandat vreau nu. Să, nu, vreau să vă întreb, domnule președinte, uh -huh. știți cum e? Cel mai bine să pui niște întrebări extrem de directe, nu, da, simple, ca să se rămurească. De... Păi cum credeți că aș putea încălca Constituția, care dă președintelui da. maxim două mandate? Da. Domnule președinte, apropo de respectarea Constituției, știți că a fost din nou o discuție legată de acele tricouri cu PMP, da. că toți spuneați da. că ne dați o siglă da. cu PMP, să da. o punem aici. Știți de ce nu -o, o punem? Că nu o să o punem la niciun partid, cel puțin noi la Presa Alert. Și e, e steagul nostru, știți că fiecare uh, navare arborat un steag. E, steagul nostru este cel al independenței editoriale și cred că ăsta este și un motiv, unul dintre motivele pentru care sunteți aici. Aș vrea să vă întreb un lucru. A spus, domnule, sunt un președinte, sunt un om liber, pot să port ce vreau. Da. Și am o întrebare: apropo de foștii dumneavoastră colegi, de ce nu ați făcut același gest când erați alături de PDL? Să fie ieșit în campanie cu tricou, votez PDL? Nu vă supărați de câte ori n-am fost eu acuzat de implicare. Nu, nu, la modul ăsta cu tricou. Cui adică n-au avut ei ideea să-mi dea un înțeles. tricou. Aici uh, mi l-au pus pe plajă, mi au propus să-l îmbrac, l-am îmbrăcat. Au făcut poze, le-au pus pe Facebook, după care, mulțumită televiziunilor, a fost extraordinar de uh, popularizat. Ar trebui să le mulțumiți televiziunilor, domnul președinte. Eu le și mulțumesc. Le și mulțumesc, pentru că sunt un susținător al PMP-ului, trebuie să recunosc, dar niciodată nu m-am gândit că se va, va putea face atâta reclamă gratuită, uh, susținere pe care eu o dau PMP-ului. Ce da. să le fac? Domnule președinte, l-a supărat... Din nou, pe Vasile Blaga, după ultimul noastră interviu de la B1, reacția domniei sale, cred că o știți, dar vreau să vă citez exact, luată de pe Mediafax, prin tot ceea ce susține astăzi domnul președinte, încearcă, în fapt, să rupă PDL-a doua oară. Iar acest lucru nu poate ajuta decât PSD și partidul Elenei Udrea. Elena Udrea este pentru domnul președinte mai importantă decât pdl O replică care acum un an, doi, nu te-ai fi așteptat să-i dea Vasile Blaga lui Treambăsescu. Păi... Uitați-vă și dumneavoastră că este același tip de replică pe care îl dă turnătorul uh, Voiculescu pe televiziunile lui uh, sau uh, slujbașul Ghiță pe televiziunea lui, RTV. Uh, Blaga a ajuns la același discurs cu Voiculescu. De altfel, l-ați văzut pe Blaga vreodată atins măcar? de vreo televiziune al lui Voiculescu, deși Blaga are contracte, familia lui Ginerle, are contracte cu companii de stat, e o frăție în care Blaga vrea să ducă și PDL-ul. Și în care să înțelegem că doamna Udrea nu este în această frăție. Pe mine nu mă interesează unde este doamna Udrea. Pe mine mă interesează unde e Blaga, care a dus PDL-ul într-un -un drum înfundat. Drumul minciunii, și uh, drumul nemodernizării statului. Blaga a câștigat în interiorul partidului alegerile cu exact același mesaj ca al PSD-ului. Băsescu ne arestează primarii și Băsescu cu Boc ne-au distrus pentru că au luat măsuri de austeritate în 2010. E, eu nu mai puteam rămâne într-un parteneriat cu un astfel de om. Sigur, mai este o realitate. Elena Udrea nu-i tipul de femeie supusă. E gata să bată cu bărbații. Faptul... De-aia de o susțineți atât de mult, domnule președinte, pentru că... Nu numai pe ea o susțin. Uh, Țineți asta... cont că eu am promovat-o și pe Anca Boagiu, eu am promovat-o și pe Roberta Anastase, eu am promovat-o și pe Raluca Turcan, când nu o primea nimeni pe listele liberalilor de la Sibiu. Eu am promovat-o și pe Monica Macovei, eu am promovat-o și pe Renate Weber, uh, dar. Uh, spre ce, de -o... Ce, care asta vreau să vă întreb? Care e diferența între Elena Udra și toate celelalte femei pe care le-a Se bate zis? cu bărbații și uh, mi-a demonstrat asta intrând și în alegerile din PDL și mă uit și acum că e singura femeie care se bate cu Ponta. Domnule președinte, o situație ipotetică. Spun da. ipotetică și repet acest cuvânt. Pentru că va fi vorba de doi oameni cărora dumneavoastră de-a lungul timpului le-ați dat credit. Vicepremierul rus Rogozin se îndreaptă spre România. După ce mandatul noastră se termină, la bordul unui bombardier forțează intrarea în spațiu aerian românesc. Într-o astfel de situație de criză, cine credeți că ar fi un președinte mai bun? Elena Udrea sau Mihai Răzvan Ungureanu? Uh, greu de spus. E o situație dificilă. În orice caz, indiferent cine ar fi președinte, ar ordona din aviației de vânătoare. Unul din multe reproșuri ați adus lui Victor Ponta în discursuri dumneavoastră public da, din ultima da, perioadă. Apropo, a, și vreau da. să vă întreb dacă stai și pui de o parte formulările dumneavoastră și pe de altă parte formulările care vi le aduc adversarii dumneavoastră și vă acuză de diverse lucruri, găsești destul de multe similitudini. Ce să înțelegem, că Victor Ponta este un Traian Băsescu pe stânga sau că încearcă mm -hmm. să vă copieze? Nu știu, se poate înțelege și asta, dar uh, uh, este clar că uh, nu va reuși. E greu să faci uh, o copie, să bați cu ea originalul. Și Victor Ponta va vedea asta la prezidențiale. Eu voi face tot ce se poate să-l arăt pe acest om așa cum este, pentru că el nu poate fi președintele României. Dacă va ajunge, ar fi rău pentru țară. Este un președinte care nu este el însuși, chiar în partidul lui, e supus baronilor. E un președinte dependent de un turnător care se numește Voiculescu. Și condamnat pentru fraude în primă instanță. Deocamdată prezumția de nevinovăție, domnule președinte. Nu vă supărați. Eu nu spun că e vinovat. Eu spun și condamnat la 5 ani de închisoare în primă instanță. N-am spus condamnat definitiv. Dar a spus că uh, Victor Ponta vrea să fie președinte care să-l amnistieze. Ceea ce înseamnă, logică, bănuiesc că va fi condamnat definitiv. E o măsură pe care și-o ia Voiculescu. Dacă va fi condamnat, să aibă cine să-l grațieze, nu să-l amnistieze. A, o măsură. Da. Apropo de Victor Poaca, preventivă, preventivă, ați avut o declarație extrem de dură la adresa lui și vine cumva în continuarea acelui episod de la Cluj din 2009. Știți când ați fost acuzat că vă refereați? la, familie, la fosta soția lui Crin da, Antonescu, era foarte ați, lămurit, ați a spus că nu. De data aceasta, atacul personal la Victor Ponta a fost unul extrem de dur. În stilul dumneavoastră, extrem de tăios. L-ați acuzat de faptul că și-a lăsat soția pentru a citesc, pentru a lua fica unui lider. Așa este. Unui lider PSD. V-aș întreba un lucru, domnule președinte. Nici adversarii dumneavoastră nu neagă faptul că sunteți un, președ, un om politic extrem de puternic, o nucă extrem de tare. Da. Spuneți-mi, astfel de atacuri personale până la urmă nu coboară cumva limita sub care n-ar trebui să, condu să coboare un președinte ca exemplu pentru popor? Vă fac astfel de atacuri pe dumneavoastră un bărbat pu politic mai puternic? Sau care este nu. rolul acestor nu. atacuri? Păi, uh, ca să înțelegeți rolul, luați atacurile uh, de dinaintea acestei replici al lui Victor Ponta la mine și la familia mea. Și, bineînțeles, eu nu pot să nu pun la pachetul lui Victor Ponta atacurile pe care le fac uh, aliații lui Voiculescu uh, uh, și uh, uh, proprietarul RTV-ului, uh, Ghiță. Da, familia mea, nu eu, numai. Ficele, mă sunt tocate în fiecare seară de aliații lui, declarațiile lui dinainte au dus foarte jos dialogul. Nu numai, numai puțin, că nu o să înțelegeți da. logica. Și am considerat la un moment dat că trebuie să-i răspund la fel, la același nivel la care este. Pentru că, din experiența de om politic, vă pot spune că. Dacă bătălia este în nori, trebuie să o dai în nori. Dacă bătălia cu un alt om politic este în mocirlă, dacă vrei să ai șanse, o dai acolo în mocirlă. Iar Victor Ponta a adus nivelul disputei cu mine la nivel de mocirlă. Acolo mă duc după el, ca om politic. Nu-mi cereți să rămân în nori, acolo unde ar trebui să fie președintele, pentru că am trăit experiența asta pe atacurile din vremea când era uh, Sorin Ovidiu Vântuș și în tandem, la fel cum face acum România TV cu Antena 3, la vremea aceea era Realitatea TV cu Antena 3. Nu le Nu mai da. puțin. Bro. Și după vreo trei luni de atacuri, cărora nu le-am răspuns, am constatat că populația credea integral ceea ce spuneau cele două televiziuni. Și atunci am spus... Nu, frate, e o greșeală să nu răspunzi imediat ce ești atacat și la același nivel. Da. Două întrebări extrem de scurte apropo <laughs> de asta. Unu, dacă nu credeți că dumneavoastră, ca președinte, ar fi trebuit să fiți un model da. și să nu. Adică, scuzați-mă, dacă unul se duce în subteran, vă înțeleg ieșirea personală, dar până la urmă sunteți președinte și sunteți exemplu pentru foarte mulți oameni. Uh, uite, mă, știi care e marea problemă? că exemplul lui cu cei care condamnați sau în anchete penale sau uh, din pușcărie au fost aleși și uh, uh, unul ca uh, Predoiu, care a concurat cu domnul Ghiveciu, care era în pușcărie, a pierdut alegeri și a câștigat Ghiveciu, care era în arest preventiv. Este vina lui Victor Ponta sau a poporului, nu, a alegătorilor? Deci, discutăm despre electoratul care te adresezi. Dacă utilizând invectivele și mizerile care le-au utilizat la adresa mea Crin Antonescu și Ponta au câștigat 70% înseamnă că până atunci eu am greșit dacă n-am utilizat același mod de atacuri politice ca și ei, Domnule, 70% din populație a fost de acord credeți cu Credeți că ei. Această, acest procent de 70% a fost numai din cauza invectivelor sau pentru că de-a lungul mandatelor dumneavoastră, suprapuse cu criză, cu tot ce ne-a spus de-a lungul timpului, populația a simțit că pe de o parte se strânge cureaua, dar pe de altă parte au fost grupuri, nu în totalitate, dar grupuri de băieți deștepți, așa chiar cum dumneavoastră i-ați denumit, fie în energie, fie în alte zone ale economiei, care au subt bani, mulți, și în condițiile astea, văzând că unii o duc foarte bine, iar alții foarte prost, a venit acest, acest declic și această întoarcere a procentelor, pentru că dumneavoastră, atunci când ați câștigat împotriva lui Adrian Năstase, ați venit cu acel celebru ardei și cu țiapa. Cu țeapa în piața Victoriei. în piața Victoriei. Păi, nu vă supărați. În momentul de față sunt condamnați, unii au și terminat uh, pedepsele uh, șapte foști miniștri, din care unul luat din scaunul de ministru, Fenechiu, da? Uh, uh, deci sunt șapte foști miniștri care sunt condamnați. Sunt peste 20 de parlamentari condamnați, unii au ispășit pedapsa, alții în curs de Credeți că de acest curs deci, al istoriei nu, 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 va merge? Nu, nu, mai puțin, nu, numai puțin. Uh, sper că nimeni nu aștepta să vadă în mod fizic pie, țepe și trași în țeapă. Mă refeream la țeapa justiției care a început să-i primească în vârful ei pe corupți. Cam puțin de la PDL dacă e să facem niște... Adică... Prea puțin, domnule președinte, în primul rând, ca nume grele, nu vorbim de un primar de comună, un primar de oraș, până la urmă vă dau un exemplu din experiența proprie. A fost în mandatul dumneavoastră de președinte. Da. Am publicat faptul că în colegiul lui Alin Popoviciu, deputat PDL, da. unul dintre oamenii care v-au susținut până la urmă în, tot, în toate demersurile a fost construită și aveți experiență când vă spun lucrul acesta, este dovedit de fapte, o piață înainte să fie gata licitația. Deci când licitația a fost gata scriptic, acea piață era de mult gata. De atunci, sunt vreo 5 ani de atunci și până acum, nicio autoritate a statului român, stat român la care făceați referire astăzi, nu a făcut nimic. Niciun procuror sau un polițist din România nu i-a chemat pe oamenii ăia să explice de ce. Și se pare normal? Credeți că statul român a ajuns să aibă anticorpii necesari să reziste și la presiunile puterii? Categoric, da. Dar vă rog să-mi spuneți dacă din întrebarea dumneavoastră trebuie să înțeleg că Alin Popovici ar fi protejat de președinte și de asta nu, nu îți nu, nimeni. Nu, domnule președinte, nimic. eu mă refeream la faptul că justiția da. nu a reacționat la fel ca în cazul altor oameni care sunt care eu, nu erau ai puterii Asta vreau care, să vă întreb dacă, dacă părerea mea, părerea mea este că dacă a fost o dezbatere publică, organele statului au controlat ce s-a întâmplat acolo. De ce n-a avut urmări eu n-am. despre povestea asta? Sper, sper că nu vă imaginați a, uh, cu siguranță că uh, că a ști tot ce este suspect în, în toate județele sau că m-aș ocupa de așa ceva, n-am timp. Deci, nu am auzit de acest caz, dar am convingerea că dacă a fost o dezbatere publică îndreptățită și n-a fost una uh, de tip campanie anti-Băsescu, eu vă dau exemple. Da. A fost vă pe documente, domnule. Deci, dacă n-a fost o campanie contrafăcută, mă Mă surprinde că n-au reacționat autoritățile după, da, după emisiune și detalii, dar nu, despre dar asta nu -a vreau ajută să vă la întreb. Nimic. Da, vreau să vă întreb un lucru. Ați acuzat faptul că statul român nu este atât de puternic pentru că politicieni, mulți dintre ei, fără a fi foarte bine pregătiți, au ajuns în funcții cheie. Dădeați un exemplu apropo de DGIP pe care Victor Ponta vrea să și le în subordine. Nu, l-a luat. L-a luat în subordine, da. numește șeful, practic da. să spuneți, controlează DGIP. Da. În momentul, a fost președintele României două mandate, ați numit la Ministerul de Interne cel puțin un ministru, ciudat, cel puțin din punctul meu de vedere, domnul Igaș. Domnia sa când a venit și a semnat, nu i-ați dat și mandat sau temă de casă, așa, băiete, ai venit de la Rad, ocupă-te să Reformez de DGIPI ca pe liniile voastre, ceea ce înseamnă Minister de Interne, Poliție, să ajungi la nivelul Serviciului Român de Informații sau măcar să încerci să ajungi puțin mai sus de piciorul broaștei? Păi, toți miniștri au avut mandatul ăsta, dar să știți că n-a reușit niciunul. Nu numai Igaș a avut acest mandat și să fie avut acest tip de discuție numai cu ministrul Igaș. Toți miniștrii care au fost numiți la interne. Au fost atenționați de mine cu privire la funcționarea DGA, la corupția din poliție și la funcționarea DGP. Da. Sunt cele două structuri. Una Domnule DGA Prefinte, și DGP. Mai avem 3 minute, două întrebări. Una dintre ele legată de ce discutam de DGP dosarul celebru al vămilor a rămas un simplu dosar. Corupția în vămile cel puțin din vestul țării contrabanda continuă Credeți că acel demers, acel celebru dosar cu oameni luați cu elicopterele, mulți dintre ei condamnați în mod ciudat de justiție. Cei care au recunoscut fac pușcărie, cei care nu au recunoscut în primă fază au fost lăsați în libertate. E drept, mai este în alta uh, curte de casație și justiție ca etapă finală a procesului. Credeți că a fost lupta în zona aceasta vămilor un eșec al mandatului noastră sau o victorie? Nu, este un lucru neterminat. Uh, în mod categoric încă avem corupție în frontiere și acest lucru îl știu și partenerii noștri nu intrăm în Schengen? care ne tot spun da, 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 mai aveți probleme de corupție. Uh, până când nu vom lichida această problemă, să știți că nu vom intra în Schengen cu frontierele terestre. Bătălia mea este să intrăm măcar cu cele aeriene și cu porturile. Însă este clar ca acea mare acțiune a avut finalitate cu unii care au intrat deja în pușcărie, alții probabil vor fi judecați și își vor primi pedeapsa atâta timp cât există probe, dar sunt convins că încă nu am rezolvat problema securizării frontierilor din punct de vedere al contrabandei. Și orice occidental când face analiza spune, dragă Românie, Așa cum trec țigările sau mărfurile de contrabandă, trec și oamenii, și ri există riscul să treacă și teroriști fără ca Perfect. voi să știți. Domnule președinte, ultimă întrebare, recunosc, extrem de personală. <laughs> extrem și aș am așteptat câțiva ani de zile să vă pun această întrebare. În timpul crizei din Irak, a ce celebrilor jurnaliști, da? eram împreună cu Mile cărpenișan acolo. Așa. Eram coleg cu el. Am scris la vremea respectivă, eram la adevărul. La vremea respectivă, dumneavoastră l-ați acuzat la un moment dat că Mile a transmis informații false, că a mințit, că a manipulat. Atunci când Dumnezeu a făcut să se ducă prea repede, din păcate, l-ați înaintat la gradul de sublocotenent și ați acordat acel ordin național serviciu credincios în grad de Cui? cavaler Cui? lui Mile Carpenișan. Așa. Citesc în semn de recunoștință și apreciere pentru obiectivitatea și profesionalismul de excepție prin care a contribuit la corecta informare opiniei publice românești asupra evenimentelor din mai multe zone de conflict ale lumei. hai să ne înțelegem. Domnule Eu l-am respectat ca foarte mult pe Mile Carpenișan. Vreau să vă întreb un lucru, dacă îmi permiteți. Da. Ați mințit prima oară sau a doua oară? Nu-i frumos să vorbiți așa. Ce spuneți? Domnule președinte, vă întreb. Mințiți. De ce, minte, domnule domnul ziarist, de ce spuneți că minte președintele României? Vă întrebam vă dacă ați mințit într-unul dintre cazuri când ați acuzat că a, a dezinformat în Irak sau atunci e, e un moment, nu poți să-l acuz pe cineva de minciună și după domnul aceea ziarist, să... Domnul ziarist. vă rog, domnule președinte, uh, tipul acesta de adresare nu vă face cinste. Dacă pentru asta ați vrut interviul... Nu, domnule pentru... președinte. Nu, vă rog mult. Ați vorbit? Lăsați-mă să Rău. comentez ce ați vorbit. Aveți o mare problemă de educație. Nu poți să faci așa ceva în condițiile în care vrei să obții un răspuns. Vreau să vă spun următorul lucru. Dumneavoastră, ați greșit și vreți să acoperiți o minciună pe care ați spus-o la vremea respectivă pentru că vreați să vă băgați ca într-o operațiune în care nu aveți nicio treabă. Ați mințit și românii și mai ales prin ce ați transmis din Irak, ați mințit familiile care și așteptau copiii acasă. Domnule președinte, știți foarte bine că eram într o zonă. Domnul Ziarist. Eram într o zonă în care informațiile erau extrem de bine verificate și cea mai bună dovadă este domnul, că în primul dați-mi voie bă, să bă. vă spun un lucru. Nu încercați să mă convingeți că știați aventura a colegilor dumneavoastră ziarești din Irak, când de fapt o inventați ca să vă aflați în treabă. Acolo România a avut SIE, SRI, DGA și armata română care era în Irak. Nu dumneavoastră v-ați ocupat de să nu ne ocupat ziariștilor. Ne am spus asta Iar o să acasă, cum. ca să vă primiți banii de la patroni, ați și inventat. Erați să ne încurcați. Slavă Domnului că au fost alții mai corecți decât dumneavoastră. Domnule președinte, nu mi-a spus mult. de Mile Cărpenișan. A spus că l ca jurnalist. Da. Asta nu înseamnă că dacă uh, un ziarist a transmis odată o informație eronată, îi desfințezi toată cariera. Și vă dau un exemplu să vă convingeți cum judec. Adrian Năstase este condamnat și în închisoare. Deși au fost presiuni, nu i-am ridicat steaua României pe care a primit-o pentru ce a muncit. Nu sunt un om care să desfințeze istoria și ce a făcut un om pentru o greșeală. Domnul președinte, pot să vă înțeleg supărarea până la un moment dat, dar vreau să vă fac și eu o precizare. Ca, ca jurnalist am învățat... Nu, un... dar stați un... să, să ne o Nu numai puțin. De unde constatați că sunt supărat? S-a văzut privire dumneavoastră. Nu sunt supărat, dar uh, mă surprinde că un om tânăr, care mai ia cu vreo 10 minute vorbea de vocabular, își permite un astfel de mod de adresare. Eu vă doresc o zi bună și mult succes în carieră. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru sinceritate. <coughs>